volta lume ausit cinestie cit deori, celebrul Miranda Warning, adica frasa peccare polizisti americani spun uni suspect in momentul in care este arrestat. Sicare consine celebra frasa tot cio saspui va putea fi folosit in potriva zie. Non stiu da che ne dam seama dei implicazie. Poliția americana se ia dreptul de a folosi orice spui, orice face, împotriva ție, adică în avantajul ei. Ce putem înveța din atitudinea asta? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că capacitatea de a folosi în avantajul nostru orice ni se întâmplă este la bază de orice rezultate și de orice performanță, de asta vorbim în întâlnirea noastră de azi. Ziceam, poliția nu se pune problema și te avertizează, tot ce o să spui poate fi folosit împotriva ție, deci în avantajul nostru. Asta este o atitudine incredibil de puternică în orice situație. Adică adversarul face o mișcare, statul face o lege, un client spune ceva, adversarul în o negociere spune ceva. În fine, în orice situație în care cineva face o mișcare, noi putem folosi aceeași atitudine. Cum să folosim ce a făcut adversarul, că nu neapărat este un adversarul, împotriva lui, adică în avantajul nostru. Asta poate să se semene foarte mult cu ce am spus ieri, adică de a găsi o semnificație de putere pozitivă în orice se întâmplă. Dar ieri era mai mult ceva din punct de vedere motivațional, din punctul de vedere al percepției, era ceva mai mistic. Aici, astăzi, vorbesc de ceva foarte, foarte practic. Adică, concurentul face o mișcare, statul dă o lege, clientul face ceva care nu ne mai place. Eu mereu am doi alegeri. Pot să mă plâng, pot să stau și să mă întreb de ce a făcut așa ceva, sau cum să folosesc asta în avantajul meu? Asta înseamnă a pune mintea la contribuție. Deci nu e vorba de ceva New Age, nu e vorba de ceva de gândire pozitivă, e ceva incredibil de practic și care tocmai se folosește în situații unde lumea câștigă. Adică poți să fii sigur că e la tribunal, avocatul adversar, o să memoreze orice frază, orice cuvânt spui tu și la momentul în care nu te aștepți, îl va folosi împotriva ție. Așa face poliția, așa face un negociator, așa face de un bun vânzător cu cliente, chiar dacă nu este un adversar, adică un bun vânzător memorează orice frază a clientului și la momentul potrivit își pune, băi, mă, tu ai spus asta înainte. Ok? Deci, capacitatea asta de a lua orice ca un instrument de folosit în avantajul nostru este la baza de orice succes. Repet, e ceva foarte practic, merge în business, merge în negocieri, mentre merge în sport. În loc de a ne plinge că ceva ne-a surprins sau că ceva nu era neașteptat sau că ceva nu era prevăzut, ok, asta s-a întâmplat, mintea la contribuție, cum pot folosi asta în avantajul meu. Capacitatea asta este la bază de orice succes, de orice realizare. Deci, încearcă să fii și tu ca polițiștii americani. O zi bună în continuare!